avete un contatto di forza con noi, specie anche in Trevine, am Brützer Vespunk cei care au fost dincolo s-a vorbit despre vindecare, s-a vorbit despre, s-a cântat un cântec și Domnul mi-a pus pe inimă să vă spun ce a făcut El pentru mine acum doi ani și jumătate. S-a întâmplat că trebuia să cineva, o vecină, m-a rugat să duc pe nepotul ei de la ea până la mama lui. Era un om suferind pentru că el a fost în război și a rămas cu probleme fizice și eu, cu ajutorul Domnului, i-am spus despre Domnul Iisus. În mașină am avut timp să îi spun cine a fost Domnul Iisus, ce a făcut pentru noi pe lemnul crucii. Și așa am fost îndemnată de Domnul prin Duhul Său cel Sfânt, că și eu m-am mirat când am spus Domnul Iisus a fost pe lemnul crucii nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru boalele noastre. Și după asta, pot să fac o pauză, mai vine cineva? Nu, continuați. Mai vine două femei. Da? Continuați, da. Și eu am mers, l-am lăsat acasă, el a fost tare mulțumit și eu, plină de bucurie, am mers acasă. Când am ajuns acasă, de fapt, să spun ce s-a întâmplat mai înainte, am avut aici la ureche, în dreptul urechii, o blândă așa cât un năsturel. Și cu 2-3 ani înainte l-am rugat pe Domnul să facă ceva, să dispară acel nod de acolo. Nu mă deranja, nu mă durea, nu, numai că eu când atingeam urechea, parcă nu-mi plăcea și știam că Domnul poate. Și am zis tot mereu, Doamne, fă ceva cu nodul ăla. Bine, atunci seara, eu, plină de bucurie, n-am avut îndemnul să mă duc la culcare, deși era 10:30 seara. Am vrut să mai cost ceva. Dar ce s-a întâmplat, că mi-am dat părul după ureche și când mi-am dat părul după ureche, am simțit că aici eu sunt udă. Și când am pus degetul, curgea sânge. Și am spus, Doamne, ai venit să-mi faci operație aici, Doamne? Am sărit ca arsă. M-am dus la baie, la oglinda mare și când mă uit, în adevăr, curgea sângele de aici. Și în adevăr am spus același lucru. Doamne, ai venit să faci operație divină, slăvesc numele Tău. Și Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, m-a îndemnat să iau un șervețel, să pun în apă fierbinte și să sturc acolo. Așa am procedat și când m-am uitat pe șervețel, era așa ceva ca zgârciul de la oasele de la găină. Așa, o bucățică exact ca zgârciul de la găină. Nu rotund, diferită formă. Am pus-o pe la bord și am mai stors o dată. Și încă o dată același lucru se întâmplă. Am pus pe la bord și așa eram de bucuroasă că Domnul, în adevăr, a venit să facă operație. Nu m-a înțepat nimeni, nu m-a atins, nu mă durea, nu mă ustura, dar și am mai stors de acolo, am mai venit ceva fărâmituri, arbe pe care eu n-am mai ținut cont
Și m-am spălat cu apă oxigenată, am pus, dar am pus încă o oglindă așa să văd ce e acolo, o gaură, ce e acolo. A fost o gaură câte e vârful degetului, așa o gară. Și domnul, așa, și fiind bucuroasă că ce s-a întâmplat, diavolul a venit și a zis, trebuie să te duci la doctor să te coasă. Eu am spus, înapoi a mea satanul. Domnul Iisus a venit și a făcut operația acolo, operație divină. El mă coase și o pune la loc. Și îmi pune pielea la loc. Am pus o cremă care e vindecătoare, să zic. Acolo m-am pansat, am pus două leucoplaste să strâng acolo. M-am dus la culcare, nu durere, nu usturime, nimic nu m-a deranjat. Până a doua zi am dormit bine, nicio problemă. După care am fost bucuroasă să chem pe prietena mea care trecea aproape de mine în ziua aceea să oprească, să-i spun ce s-a întâmplat. După ce, și încă luasem pansamentul jos și la două zile după asta am avut cercul nostru de rugăciune și le-am arătat la surori, la frați, tăți ce a făcut Domnul. În 6 zile am fost vindecată, că numai o cicatrice aici este, oricine poate o vadă. Nu intervenția doctorului, eu am un doctor divin, un doctor care scoate totul. Când cântăm, cântarea el poate, noi trebuie să ne credem din toată inima că el poate, el poate că el ne-a creat. Și eu cred în puterea Lui cea divină. Domnul să vă binecuvinteze și să vă ajute și pe toți să ne ajute să ne încredem în El tot mai mult. Amin. Să-i fim plăcuți Lui. Că de-aia ne numim credincioși. Amin. Altfel,